Salutare! Este momentul stropirii prunilor la scuturat și am să vă arăt cum arată. Uitați crengile. Deci, sunt scuturați aproape în totalitate, mai sunt câteva petale pe aici, pe dincolo, dar în principiu nu mai, deci, s-au scuturat. Așa arată. Și în acest moment eu fac o stropire și cu insecticid și cu fungicid. În floare nu am mai stropit cu nimic. Și am să vă arăt și cu ce stropesc eu. Deci cam așa arată prunii. Restul pomilor încă sunt în floare, așa că mai aștept. Dar aceștia sunt pentru prunii chiar indicat să stropiți acum. Haideți să vedem și ce folosesc eu pentru a stropi. Ca și insecticid, eu folosesc odată Mospilan, 20 SB, un piculeț din acesta de 3 grame ajunge pentru 10 litri de apă. Este un insecticid sistemic care este folositor pe o gamă largă de insecte. Pe lângă el mai folosesc un acaricid, Nisorun 10WP. Acesta este pentru tot felul de păianjeni. 5 grame sunt pentru 5 litri. Deci pentru 10 litri o să folosesc două pliculețe din acestea. Iar ca fungicid folosesc Score 250 EC și Captadin 80WDG. Însă substanța importantă este aceasta, Captan. La fel, pentru 10 litri o astfel de fiolă de score de 2,5 ml și un pliculeț din acesta de 15 grame. Împreună sunt bune pentru mai multe afecțiuni și anume mană, făinare, pentru monilioză, pentru rapăn și eu le pun și pentru boșicarea frunzelor. Bine, mai mult la piersic, le pun împreună toate acestea la 10 litri de apă și această combinație o folosesc nu doar la prun, o folosesc la scuturat la toți pomii. Altfel ar fi trebuit să fac pentru fiecare în parte alte combinații. Poate mai puține, dar așa prefer să le pun pe toate acestea și folosesc cam la toți pomii, mai ales că majoritatea se scutură în același timp. Mai puțin prunii și cireșii care se scutură ceva mai devreme. Dar, în fine.
Cam asta este tot. Trebuie agitat bine. Și bineînțeles, pentru că nu toți pomii s-au scuturat și încă mai sunt albine, trebuie stropit fie dimineața foarte devreme, fie seara pe când scapătă soarele, când albinele deja nu mai sunt în activitate. Așa cum v-am spus, această combinație o folosesc la toți pomii și în această perioadă o să stropesc inclusiv piersicii, după cum vedeți că s-au scuturat, și pruni. Iar înainte de a mă apuca de treabă, întotdeauna este bine să port ochelari. Așa că nu îi uitați. Cam asta este tot. Mai departe, aștept să scuture și ceilalți pomi și o să-i stropesc și pe ei când le vine rândul. Vă doresc multă sănătate!